deci se curăță mai ușor dacă pui așa. Se curăță mai ușor și așa e mai așa se cere, deci oaia se iese la deal. Ah, am înțeles. Deci un obicei. Oaia se iese la deal. Da, oaia când se îi dai la drumul. La deal, da. Și iese la muls, oaia se iese la deal. Să fie un pic în pat, de cât da, de cât. Ia uite de ce. N-am știut. Eu credeam că stau. Nu, nu, nu. Și e mai departe de locul unde e bărăcile sau casele, nu? Ele întotdeauna separat. Da, acolo da, e strunga, da. Tot asta așa. Asta e strunga, aia e bătătura, așa se ia. Deci aici intră oile, acolo ăla e comarnicul, bătătura unii stă până le murge. Cam la ce oră începe treaba pentru oile dimineața? Jumate și la seara la 9. Și iarna. E mai cald? Da. Dormim iarna pe zăpadă cu ele, n-ai probleme. Și de mult, cum se cheamă treaba asta? Da, asta de întotdeauna au fost? Da. Deci care plecau cu oile la drum, doar asta ce o por după mine? Coliba. Nu por după mine. Deci așa îi spune colibă. Da, la asta colibă. Și acolo, dacă duci în altă parte, ți-o construiești tu? Ți-o faci? Acum, da, că stăm într-un loc cu ele, dar înainte, nu. Așa dormeai, sub cerul liber. Nu m-am vălit cu... Da. Cu... Asta ți-o... Ia uite, asta... Ți-o faci singur sau îți sunt de aici care... Nu, sunt croitori anume. Se fac numai din piele de miele astea, normal. Din piele de berbiec se fac. E mai groasă? E mai groasă. Da, din piele de berbec se face, berbecul e mai gros. Și când se taie toamna, câtă e lina mai lungă pe el. Și dacă stai acolo, nu auzi oile? Numai aici? Că stau pe lângă, cam în zona asta, ele pe dumneavoastră? Dorm. Eu dorm aici de la vale de ele, acolo doarme altul. Deci fiecare într-un fiecare, colț, cum s-ar zice. Normal. Deci ai tătă noaptea, dormi cu gândul și să auzi orice sunet. Păi da, normal, dar asta e. Deci meseria. Dormitul e purești. Deci laptele trebuie încălzit la temperatura animalului când îi se dă teacă. Deci nici mai mult, nici mai puțin. Aveți termometru? Nu. Sau după... La mână. Și vasele alea pe care le-am văzut sunt deja curățate și puse sus? Păi da, normal. La, după fiecare deci vasul mare, cum se cheamă ăla? Ăsta e cazan. Ăsta e cazanul. Cazanul din chegat și de fiert zero de făcut urdă. Și acelea în care o mulți? Găleț. Și aia mică, mică? Cupă. Cupă. Și, deci, ăla ce-i de acolo, de pildă? Aia e crinta. Acolo se stoarce cașul. Aia e crinta. Da. Am înțeles. După ce îl încălzești? După ce îl încălzești? După ce îl încălzești, după ce îi ia cheag la 45 minute, după ce se încheagă, se strânge cașul și acolo se pune într-o umbelitoare de aia strâns, se pune greutate peste el și stă până de seara acolo la sturs. Cum vă dați seama că e la temperatură? La deget, la deget. Zice lumea că faceți brânză mai bună decât în altă parte? Are fiecare meșteșugul lui la brânză? Și iarba. Deci iarba contează. Iarba de păduri cu iarba de ciune. Și iarba contează. Deci nu se compară brânza de la vale, de la câmp, cu brânza de aici? Niciodată. E mai gras. E mai gras. Și al gust, alte, ia mult, prea multe plante și totul natural aici nu-i stropit, nu nimic, 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 nimic. Deci totul este bio, deci n-are... Cât nu este acolo? 200 de lini. Asta e chiar cumpărat? Da. Pe vremuri făceați și chiar din se făcea, din da. Miel. Că fiecare făcea, v-am spus, tăia miel să ducă chiar la deal. Așa se făcea. Dar nu era. Pe timpul Ceaușescu, praful de astea nu era. Și asta se face mai ușor cu el? Decât cu chiar? Tot așa. Totul. Nu mai găsești chiar. Nu mai găsești chiar. Nu se mai tai. Numai primăvara poți să faci de chiar când n-ai... La 7 zile după ce îl faci. Deci el să n-a putut a mânca. O pun la fiert.
Da. După ce fierbi, când se face urda. Din care se face urda? Aceea e gen. Acum o cum se zice ce faceți acum de urda? O strâng imediat. Nu e că laptea pus, uite cât cartea. Și cât laptea pus? Da. Păi da, e veci de cibă. Da, dar el a fost frământat de atâtea ori. Dacă îl lăsa cu lapte, era mai mult. Era mai mult, dar era mai rău. Dacă să-l vândă acum, dar dacă îl ține 3-4 zile și mai ales temperatura camerei, se e jale. Asta nu. Cei care mergeau în străinătate, oare făceau după același meșteșug sau e alt? Fiecare, da, fiecare zonă are... Fiecare zonă are... Obiceiul ei. Da, 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 la fiecare... Și acum, deci, ce se cheamă că îi faceți, că vă lătugeți așa? Da, iubiesc dumneavoastră. Cum? Acum ai de formă la carte. Acum ai de formă la carte? Da. O învăța cineva, când era spune greutate și atunci îți faci carte. Se scurge tot laptele din el. Din meserie înveți sau furi? Cam furi, nu se învață. Iese cam 5 kg de urdă? Da. Și doi lapți înseamnă că 0 aici, cred că trebuie să fie vreo 50, mai mult. No, cam 50. Cam 50? Da. Și brânză cam câte este? Nu, la cântării nu știu. Ba, așa,